să rog pe domnul Matei Vișneț să înceapă. Sunt fericit că unul dintre cei mai apreciați jurnaliști pentru gustul meu, de la RFI, Radio France International, unul dintre cei mai buni scriitori români, parizian ca rezidență, e astăzi în mijlocul nostru și că ne va ajuta să tălmăcim sensurile acestei formidabile trilogii, care este cartea lui Thierry Bolton, O istorie mondială a comunismului, și care este gândită în trei, evident, pași. Volumul întâi este Călăi, a apărut deja anul trecut exact la târgul acesta Gaudeamus. Acum a apărut volumul 2, cel pe care Thierry Bolton consideră ca fiind axa trilogiei sale, pentru că el e închinat victimelor, adică celor care au murit sub nebunia unei utopii. În sfârșit, volumul 3, care apare la anul tot în cadrul târgului Gaudeamus, este volumul dedicat complicilor, căci niciodată o putere nu poate să-și facă treaba negativă singură. În același timp a apărut Negaționismul de stânga, tot cartea lui Thierry Bolton. Nu întâmplător ele ies împreună, pentru că existența acestor 100 de milioane de victime câte a atins comunismul continuă să fie pusă în discuție, negată, răstălmăcită și așa mai departe de cei care veți vedea din ce resorturi psihologice anume sau prin ce tip de raționamente resping cea mai mare crimă făcută în istoria omenirii în plasa unei ideologii. Am să-i dau cuvântul lui Matei Vișneț, care cred că are microfonul deschis, dacă nu, îi trec pe asta.